Nu, unde boss? Unde am zburat, mă? Nici eu nu știu unde am zburat. Salut, fraților, ce mai faceți? Astăzi o să jucăm împreună JJ Rabbit 1. Pregătiți-vă pentru o aventură cum nu ați mai avut de mult. Alături de mine, l-am pe Cristi. Așadar, hai să începem să jucăm JJ Rabbit 1. Cristi momentan nu poate să vorbească acum, deci microfonul lui are o problemă minoră. O să se rezolvă pe parcursul jocului. Deci acum suntem pe Battleships. Mai știi cum trebuia să-l... Băteai broasca, te duceai în dreapta și era o intrare. Da. Da. Parcă așa era, parcă așa era. Alea erau tunele. A, uite aici. Sus, da, da, aici, da. Da. Bun. Și acum, oho. Mori, mă. Nu, așa. Nu uitați, am ales dificultatea cea mai grea pentru a... Turbo. Pentru a face jocul mai distractiv. Interesant. Da. Mai distractiv, interesant. Deci asta e cea mai grea dificultate, nu vă lăsați înșelați de aparențe, că... Că îi omoară dintr-o lovitură e pentru că e el foarte bun la joc, nu pentru că... că e dificultatea mică. Taci, mă! Nu, n-am vrut să fac asta. Nu. Sigur pe aici trebuia să te duci? Da. Mai ții minte că doar am pierdut nivelul. De atâtea... Ah! Bun băiat. Parcă... Du-te la morcovi. Nu pe aici, mă. Nu, jos, aici. Da, pe jos. Nu, pe aici, așa. Nu, pe aici. Pe aici, acolo sunt morcovi. Da, acolo erau morcovi, dar... Păi ai. Mă rog. Nu-ți trebuie viață. Ba da, dar... Și acum te duci în stânga, da. Și jos, parcă nu mai știu pe unde. Pe aici, parcă ține minte. Da. Aoleu, aia te distrugea tot timpul. Da. De ce te întorci? Păi nu știu pe unde trebuie să merg. Avem de-a face... Cu ce avem de-a face? Mă, astea. Barrels! This is barrels! Ok, nu vreau să ajung PewDiePie. But the barrels are at my side. Ia să vedem. Oh, da, pe aici trebuia să ajung. Pe aici? Ba da, pe aici, care e săgeata. No! Hai că te-ai dus bine. Vrei? Da, du-te! Nu! Stai, mă, e morcov aici, ce ai? Păi și aveai viață full. Nu contează, acum am tot full. tu nu pricepi ideea, mă. Nu înțeleg conceptul jocului. Da. Hai, mă, du-te de pe... Băi, mă enervezi. E, măcar ai dat de checkpoint. Da, am dat de... Și păsărica când o obții? Uite aici. A, uite-o. Aia e păsărica. Păsărica. Deci copiii care se uită la acest filmuleț, așa se obține păsărica. Nu, ce-am făcut? Băi, îmi trebuie păsărica. Tuturor le trebuie păsărica. Nu trebuie să mor. I can't die. Deci păsărica e cea mai puternică din tot jocul. Exact. Păsărica. Vezi, ăștia n-au fost sexiști când au făcut jocul. Păsărica nu trebuie nouă. Nu! Distruge-o. Hai, păsărica, dă-i. Dă-i. Nu! Hai, dă-i tu, că păsărica asta e cam... Cam leșinată. Nu, te duci fix în focul lui. Da, m-am dus. Sunt doi? Doamne! E. Acum ai păsărica. Am păsărica. Suntem cei mai maturi. Da, suntem foarte maturi. Chiar crezi că contează chestia asta? Da. Nu, adică nu. Dar păsărica mă că și-a damage. Nu știu, mă, damage ce ai.
A tras în ea. Da, Uite, da, a deci... murit. Da, a murit pentru că am pierdut eu. A murit, păsărica. Ce ne facem? Nu mai avem păsărică. Și următorul nivel nu-l mai trecem ușor. Da. Nu trecem no. nivel ușor. Băgam ea și... Du-te la checkpoint. Stai. Salvează no. păsărica. Nu! No. Ce păsărica? Dă păsărica. Nu! No. Doamne. Deci, unde-i pentru jazz? Cei care... Unde-i jazz? N-au ocazia să... Ce ai zis? Unde-i jazz? Pentru cei care n-au ocazia să... vadă... un speedrun la nivelul ăsta, dacă aveai păsărica, și în viață de obicei când ai păsărica, treci mai ușor prin lucruri. Deci, dacă stăteai în colț aici în capăt, nu, aici, în capăt, aici, ajunge el aici. Acum, aici la boss, dacă stăteai în poziția asta, păsărica se ducea și îți omora bossul direct și treceai nivelul. Adică acum trebuie să ne chinuim pentru că da. Xander a reușit să pierdă păsărica. Na, în viață mai pierzi păsărici, mai câștigi. Ce se întâmplă? Bine, Cristi. Acum pe unde e intrarea? Că noi dacă am terminat nivelul înainte, n-am aflat unde e intrarea. Da, trebuie să fie pe aici. Până acum... Uite ah, gata, acolo, uite. Jos, jos. Seamnă, acum. Asta, asta e un, seamănă cu un aspirator. Nu! Nu! Deci noi trăim într-un aspirator. Trăim într-un aspirator. Dar și ăla care te atacă e un aspirator mai avansat. Da, da. E un aspirator. Hai mă. Băi. Nu. No! De ce n-avem păsărică? Pentru că ai spus tu în viață mai pierdem păsărică. Da, dar ne ajută prea mult. Ne ajuta. No. Acum, na, trebuie să ne descurcăm fără păsărică. Căcat. Nu mai ai ăla, da, placa. Avem nevoie de placă. Firar. Să văd dacă mai bați tu vreodată boss-ul acum. Mamă, ce random te-ai scos. What? Ah, poți să le iei pe toate. Acum înțeleg. Acum cred că trebuie să... Da, în sus. Ah, e un labirint tu, sau ce? Mă. Da, cred că e un labirint. Băi, știi care e problema în jocurile astea vechi? N-ai nu hartă. Știi, n-ai simțul orientării, da. Da, n-ai hartă la... Dar sunt multe jocuri fără hartă. Uite, de exemplu, de-astea Survival, n-au hartă, DayZ, prostii. Da, mă, am bine. Am încercat da. Și eu să-l joc și când am văzut că n-ai hartă, păi cum frate să ajung în orașe să iau chestii dacă n-am hartă, nu știu unde să mă duc. Și sunt jocuri, că de obicei jocurile fără hartă sunt făcute să te descurci. Păi da, uite-te la GTA 3. Dar aici, sau în DayZ, habar n-ai frate, ai toate direcțiile la îndemână. Te pierzi. Du-te mă! Stai mă. Stai. Rapid fire. Rapid fire. Băi! Mamă. Ori. Trebuie să găsim... Erau niște morcovi pe undeva. De u... Ce? Ce? Uite mă! Deci... Aaa, albinele trag în tine, cred. Nu! Ah, stai, ia stai. Unde e? Acolo. Ah, ba nu. Nu am răsărit. Dacă e că pe acolo trebuie să ajungi, cumva. Nu. Dacă trebuia să ajung acolo, era ușor. Nu! Mamă, câte aspiratoare. De fapt, astea sculptoare, cred, da, mai mult. Da, sculptoare. Uite, mă. Bă. Bă. A, uite. Dar ce e asta? Asta? Uite, vrei ia. Să răce? Ia. Uite, mă, ăla e pentru deblocarea bonusului. N-are rost. Noi suntem speedrunneri. Nu vrem nivele în plus. Am ajuns aici? What the fuck, mă? Bonusul! Stai mă, nu bonusul. Checkpoint-ul, da. Da, da, da. Păsărică! Nu mă, dar n-ai cum să deblochezi. Ah, ba da, uite. E, nu. Da. Ce ai mă, bă? Mamă, avem joci păsărică. Joci cu Xander, mă.
Bă. Așa, Jesus. A, mă, dar atacă. Ea, în mod normal, trebuie să atace. Da, dar e prea joasă. Ea e prea joasă. Papa, fugi! Gata, am murit pasărica! Nu, n-am murit, am căzut eu. Deci gata. A, deci dacă îți dă un pic de damage, pleacă pasărica? Da. Înseamnă că wow. nu sunt vrednică de... Ce pretenție are pasărica asta de la tine? Nu e așa? Nu ești demn de ea, da. Sunt un... Uite, dacă o aveai aici, era genial. Da, dar am văzut că nu mai atacă, e nesimțită. Poate ai supărat-o, nu vrea să te mai ajute. Cu ce am supărat-o, mă, că nu am făcut nimic? Că ai omorât-o prima oară, da? Are și ea un sentimentele ei, are un inima mort. Ei, sufletul ei. Bă, dar de unde joc? Mor? Nu te folosi de ea ca de un obiect, trebuie să o prețuiești. Păi am prețuit-o de fiecare dată. Dar până atunci m-a ajutat. După ce nu m-a mai ajutat, am început să nu mai prețuiesc. Păi vezi, poate era doar un test, de fapt. Ala, naiba, nu am morcovi. Nu! Ah, bun. Morcovi. A, căcă. Nu. Băi. Aoleu. Cum vrea să trec chestia asta? Nu e suficient. Oho! Nu, n-ai nicio șansă, cred. Bă, da. A, sar și dă direct câte una. Mamă, ești mort. Nu. No. N-o să trag. Ah. Du-te jos! Aaaa! Yes! Da! Da! Mamă! Da, mă! Face scorul ăsta, fraierilor, nu o să puteți, pentru că o să faceți speedrun-ul și o să aveți un scor mai mic. Cristi, cine care suntem buni, mă? Entering Guardian level. Buia. Oh, da. Ia, mă, deci am ajuns la boss. Hai să facem așițe. N-avem păsărică, n-avem nimic. Da, aolă, bă, uite cum vine spre mine. Hai, distruge-te. Du-te, mă, naibii de aici. Chiar vezi că mă sare bați? Pe tine. Nu sare. Știu șmecheria asta nu pentru că am mai jucat nivelul, ci pentru că... Hai, mă, hai. Am folosit hacker. Unde ai folosit, mă, tu hacker? Vezi în viitor? Da, eu văd în viitor, fii atent, că o să vină spre tine, o să sară sus, după aia o să te împuște și după aia sare spre tine. Mamă, frate! Ai văzut mamă. Asta, nu ai fi putut tu niciodată să faci. Marș, bă, l-o mor acum! Mamă, ce stai ușor să vezi. E acum, să bați pe turbo, deci acum, frate! Acum când vine, să vezi cum moare. Bun! Nici măcar n-a apucat să sară da, spre tine, exact. Săracu, uite, mi-e milă uite. De el și uite hai, mă, de trei ori cât e. Dă-mi una la poponeață. Hai. Ia faceți-mă timpul ăsta pe turbo, încercați nivelul ăsta pe turbo, nu o să puteți în viața voastră să faceți ce facem noi aici. Ci. Acum ne vom exersa minunatul talent de a traduce din engleză în română, așa. Începe Xander. Deci, deși planurile de a distruge Carotus au fost date peste cap de Jazz, Devon Shell a scăpat. Cât timp era la bordul megaship-ului Jazz, a lui Shell, Jazz a găsit o hartă în calculatorul principal care l-a avertizat despre locația prințesei Eva urechi lungă. Urechi lungă. Ureche lungă, mă. What? Așa. Și acum mamă, avem filmulețul de final. Da, filmulețul de final. Care Jack? Jack, la Jack, Jazz. Păi nu-i Jack, Jazz. Bă, nu-i Jack, speră, mă. Sună mai bine Jack. Da, Jazz, Jack, ar fi sunat mai bine Jack. Și deci acum, uitați cum încearcă să o salveze, dar de fapt o distruge mai mult, pentru că e gras. Și de fapt nu e gras, pentru că, primul rând, poate să se țină cu o mână. Da, cu o mână. Uite, deci uite-te aici. Uite cât de ușor atârnă și aici vine Hulk. Hulk albastru. Și am constatat de-a lungul acestui joc că, de fapt, persoana aceasta albastră cu care se sărută este mama lui. Și acesta este un incest. Da. Deci, aici, la final, s-a descoperit o... A, și nu v-am spus că Jazz are, de fapt, 12 ani. 12 ani. Lol, și măsa... Are what the fuck? What the fuck? Ăla deci este e incest. Nu uitați!
o să vedeți și următorul Jack Rabbit 2. O să vedeți ce se întâmplă în el. Băi, ok, ăsta a fost finalul. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Dacă, la fel, dacă v-a plăcut, share-uiți-l. Să lăsați like și dacă nu v-a plăcut, da? Da, Și exact. dacă nu v-a plăcut, îl share-uiți. Și dacă nu v-a plăcut, dați subscribe ca să puteți să arătați la alții cât de mult nu v-a plăcut și vă uitați la ei. Exact, și îl distribuiți în continuare. O să se facă un cerc vicios. Așa, ăsta a fost finalul. Abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o deja și peace out. Ciao, ciao. Ciao. Sărica la noi. Păsărica care putem termina levelul ăsta mult mai simplu. Vreau să vă arăt și levelul ăsta în același timp care îl termin fără păsărică. Deci asta e partea cu păsărica când ne ajută. Partea cu păsărica. Haide. Hai mă, păsărico. Hai, ajută-ne. Hai mă. Mă, atât de nesimțită ești. Hai mă. Mamă, mamă, nu firea, hai, nu firea, nu firea. Ia, ia. Așa, așa, ok, bun, perfect, perfect. Hai, pisi, hai. Deci, așa ne ajută pe noi în viața păsărica. Nu că e cel mai bestial, așa? O, da. Asta e un glitch al jocului. De fapt, nu cred că e un glitch neapărat.